Salutare dragilor, cu voi este Descoperitorul și bine ați venit la un nou videoclip cu cele mai periculoase rute de tren. Deși ne plângem uneori de ceea ce este la noi în România și pe bună dreptate o facem, dar să știți și veți vedea că alții o duc mult mai rău ca noi. Hai să vedem! Piața Mekelong, situată în Thailanda, este locul unde atât cei care vând, cât și cei care cumpără, trebuie să se ferească de 8 ori ca să nu fie omorâți de trenul care trece prin piață. Taberele sunt amplasate exact pe locul șinelor. Din fericire, comercianții știu exact când trebuie să treacă trenul, iar acesta nu are niciodată întârziere. Vă dați seama dacă ar fi ca la noi în România, unde trenurile mai că nu au niciun orar, câți morți ar fi în fiecare zi. Nimeni nu știe de ce piața continuă să existe în condițiile acestea, dar are o vechime de 50 de ani. Asta e Thailanda. Nu trebuie să existe niciun motiv, spunea unul dintre vânzători. Această rută este cunoscută ca fiind cel mai dificil traseu de cale ferată din lume și a fost construită între anii 1860-1874. Realizarea unei astfel de rute nu a fost deloc ușoară. Activitatea seismică frecventă, precipitațiile abundente, șerpi veninoși, dar și probleme de natură medicală, precum febra galbenă și malaria, au întârziat progresul și nu a fost de ajuns. Mai mult de 2000 de muncitori și-au pierdut viața în timp ce această rută a fost construită. Astăzi este folosită în scop turistic, o adevărată priveliște, dar extrem de periculoasă. Construit în 1914, acest traseu trece de-a lungul coastei de est a Indiei, pe podul Ramasvaram și peste Oceanul Indian. Scopul construcției sale este de a realiza legătura dintre orașul Ramasvaram de pe insula Pamban cu India continentală. Vânturile care întâmpină trenul în timpul călătoriei sale pe acest pod sunt atât de puternice încât e nevoie de 15 minute pentru a străbate o distanță de aproximativ 2,4 km. Pe lângă acest lucru, pe acest traseu există și un pod mobil. În Bangladesh, o călătorie cu trenul îți poate aduce mai multă adrenalină decât un sal cu parapanta. În imaginile pe care le vedeți, puteți observa cât de pline sunt trenurile. Cât despre bilete de călătorie, nici nu mai încape vorba. N-ai unde să pui nici măcar un ac, da, păi să mai cer un bilet de tren. Cu siguranță, această cale ferată vine cu o istorie impresionantă. A fost construit în 1898 în timpul goanei după aur din Klondike, fiind considerată în acel moment o sarcină imposibilă. Calea ferată urcă aproximativ 914 metri pe o distanță de doar 32 de kilometri. Deși este o pistă remarcabilă a infrastructurii feroviare, doar curajoșii călătoresc pe această cale ferată deosebit de abruptă. Dacă ai rău de înălțime, probabil că nu este recomandabil să urci în trenul de pe această rută. Călătoria pe calea ferată ce leagă Jakarta de Bandung durează aproximativ 3 ore și este impresionantă, dar foarte periculoasă. Trenurile trec prin câmpii de un verde smarald ce ți-a ochii, munții cu vegetație luxuriană și văi abrupte. Unul dintre cele mai spectaculoase momente este trecerea peste podul Chikuruntung, la o înălțime de 60 de metri.
Trenul spre nor, așa se traduce denumirea acestei linii ferate și veți înțelege imediat de ce a primit acest nume. Este a treia cea mai înaltă cale ferată din lume, situată la o altitudine de 4220 de metri. Traseul are 29 de poduri, 21 de tunele, 13 viaducte, 2 spirale și 2 zigzacuri, care fac din această călătorie o aventură magnifică, dar și periculoasă. Pe bună dreptate, trenul spre nor își merită pe deplin locul între cele mai periculoase căi ferate din lume. Trenurile care circulă pe această rută traversează nu unul, nu două, ci patru poduri suspendate deasupra unor văi amețitori de adânci. Cel mai periculos, dar și spectaculos dintre ele este Devil Gate High Bridge. Acesta are o înălțime de aproximativ 30 de metri. În plus, traseul este presărat cu numeroase curbe în formă de ac de păr și rampe cu înclinații de până la 4%. Așadar, poftiți în vagoane și țineți-vă bine! În cazul în care nu știai, muntele Aso este cel mai activ vulcan din Japonia. Muntele scuipă gaze sulfuroase din crater, iar de multe ori vântul le împrăștie pe o rază destul de mare. Ei bine, prin apropierea acestui peisaj înspăimântător trece calea ferată Aso Minami, una dintre cele mai periculoase din lume. Pe bună dreptate, așa e denumită Calea Ferată a Morții. A fost construită prin muncă forțată a peste 180.000 de civili și 60.000 de prizonieri de război aliați. Zeci de mii de oameni și-au pierdut viața în condițiile infernale de pe șantierele căii feroviare. Probabil acesta este și motivul pentru care Calea Ferată Burmai se spune Calea Ferată a Morții. Își merită pe deplin locul printre cele mai periculoase căi ferate din lume. Traseul are peste 400 de kilometri, este extrem de periculos, relieful muntos necesitând construirea a numeroase poduri suspendate. Cel mai înalt are 346 de metri și este construit din fier. Alte 5 poduri cu înălțimi cuprinse între 60 și 90 de metri au fost realizate din lemn. Întârzierile, frigul și, în general, condițiile de călătorie cu trenul în România ne provoacă de multe ori indignare. Dar cred că după ce ați văzut acest videoclip v-ați schimbat părerea. Până mâine la un nou videoclip, rămâneți cu mine, adică cu descoperitorul. Mi-a făcut plăcere să fiu cu voi și cred că și vouă, iar celor care vor să mă urmărească, nu uitați să vă abonați. Este gratis.